Ceartă cu final sângeros, un bărbat de 50 de ani din capitală a ajuns la spital după ce concubina sa, cu 20 de ani mai tânără, l-a înjunghiat cu un cuțit de bucătărie în piept. Totul s-a întâmplat după ce ambii au băut, apoi s-au luat la ceartă. Agresoarea a fost reținută de polițiști și riscă până la 15 ani de pușcărie. Incidentul a avut loc noaptea trecută într-un apartament din sectorul Râșcani al capitalei. Cei doi concubini au consumat împreună alcool, iar la un moment dat între ei s-a iscat o ceartă. Supărată, femeia de 30 de ani a luat un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat pe bărbat de 2 ori în piept. Speriați de cele întâmplate, părinții suspectei, care se aflau și ei acolo, au chemat ambulanța. Veniți la fața locului, medicii de la urgență au anunțat poliția. S-a stabilit că în urma unui conflict iscat între concubini, concubina i-a aplicat concubinului lovituri cu un cuțit de bucătărie în zona toracică, provocându-i ultimului bătămări corporale. Suspectul era în stare de ebrietate. Victima, în vârstă de 50 de ani, a fost transportată la spitalul de urgență, unde a primit îngrijiri medicale, iar apoi a plecat acasă. Vecinii concubinilor spun că scandalul este la ordinea zilei în casa celor doi. Ea vine aici cu diferiți prieteni, cu consum alcool, muzică, zgomote, strigăte. Eu chiar am chemat poliția, pentru că la 5 de noapte, la 4 de noapte, când dorește, este zgomot. Și ea, de cum, poliția, sectorul Râșcani, o cunoaște foarte bine. Suspecta a fost reținută pentru 72 de ore, iar pentru fapta comisă riscă până la 15 ani de pușcărie.